Pentru prima dată în acest an, la Târgul Educațional și-a prezentat oferta și Centrul Școlar de Educație Inclusivă cu o clasă de învățământ profesional în domeniul alimentației publice. Este vorba despre Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Jiu, care vine la târgu de astăzi cu oferta unei clase pentru o clasă de școală profesională în domeniul turism și alimentație cu specializarea bucătar. Ne adresăm copiilor din școlile de masă cu deficiențe care nu au reușit să își însușească cunoștințe atât cât ar fi, mă rog, la un nivel avansat și pot să vină să continue studiile la noi la școală. Liceul de Arte și-a prezentat oferta educațională într-un stil unic, prin pantomimă. Liceul cu program sportiv din Târgu Jiu a încercat să-i atragă pe tineri cu trofeele, medaliile și diplomele obținute la diverse competiții sportive. Un liceu care promovează educația și sportul, un liceu care merită toată atenția din lume și un liceu care chiar are încredere în elevi și vrea să-i promoveze să meargă mai departe. Elevii de clasa 8 au plecat cu o imagine clară asupra liceului pe care vor să-l urmeze. Economic. Economic, de ce? Pe turism și alimentație. Îți place acest profil? Da. Ce te atrage? Faptul că poți găsi un job mai folositor. Și ce place pe Da. Ce am? Păi, economic, da. De ce? De ce ai alege acest liceu? Este bun. Crezi că o să reușești la examenul național? Da. La ce? Să fie subiectele ușoare. Elevii de clasa 8-a pot să viziteze Târgul Educațional în fiecare liceu în parte până vineri 27 mai.